Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Pentru astăzi am un haul din Pepco. Da, știu, am mai făcut în ultimul timp, tot am mai făcut. Dar da, o super ofertă. Acum stați că am fie de poate și nu pot să le iau. La prosoape din acestea marta aici și iau de aici. Am luat așa niște prosoape foarte, foarte frumoase de la ei și vreau să vi le arăt și vouă. Și sunt foarte mari. Poate mai prindeți oferta că e super spetar. Așa. Deci are, să vă zic cât are, ca să nu mai lungeți pe aici, 70 x 140 și a fost 30 de lei varianta aceasta. Dar e așa pufos și fain, fain, fain. Îmi place mult. Și acela este pentru Dorin. Iar a meu, aceeași dimensiune, doar că e culoare diferită, dar a fost 21 de lei. Nu știu de ce, dar mi se le iau așa diferite culorile. Și da, diferență de preț, dar nu știu de ce. Și mi-am luat ceva foarte, foarte frumos. E foarte, foarte frumos. Da. 15 lei a fost. Deja îi plâng de milă că e albă și se va face cu Jesse și Bobby, nu prea are șanse să trăiască mult timp pe aici, dar e frumoasă. Că trăiește, trăiește. Trăiește, între ghilimele. Cât rezistă, rezistă. Mai departe, mi-am mai luat o pijama pentru că, da, merg la mare și am două. Așa îmi place mie. 30 de lei a fost. Mărimea M. E așa. Material foarte, foarte bun în ea. Și pantalon scurt. Ați recunoscut, nu, personajele? Da, cred că la Milana o să-i placă mult acest compleu, să zic așa, aceste pijamale. Dar, na, ea e fan acest serial. Mai departe... Am mai luat o pătură, da, fără pernă, fără cană, fără pătură, nu se poate că holul meu Pepco. Da, acesta nu desfac pentru că vreau să fac altceva cu ea, nu aici. E pe gri, așa pufoasă, 20 de lei a fost, 130x170 și da. E ok. Ca și celelalte care tot le iau eu și le pun pe aici. Și stai să mi-aduc aici pe asta. Ziceam că fără căni se poate, am și aici o cană. Mi-a plăcut foarte mult acest imprimeu. Da, a fost 8 lei. Așa, și să vedem cât de repede se jupește eticheta. Da, a rămas un pic aici, dar nimic. Vă spun din experiența cu celelalte, se duce. Mai greu, dar se duce. Foarte, foarte frumoasă este. Mai departe... Încă o cană. Da? Aceasta a fost 10 lei. Dar bună, e foarte, foarte frumoasă și aceasta. E de mult am văzut varianta asta, dar nu știu de ce nu mi-am luat mai până acum. Așa. Să vedem și aici cât rezistă prețul. Da, nu, asta e mai rezistent. Da, a rămas un pic acolo, dar se va rezolva. Da, mi-a plăcut foarte mult imprimentul acesta. Floricelele. Și așa și forma ei, foarte, foarte fancy. Și mai departe mi-am mai luat din aceștia... Sunt 3 perechi, 6 lei, 2 lei perechea. Nu mai știu cine zicea, cred că Sandra Nicolaescu zicea, aceștia fug. Da, acum ai, acum nu ai.
se pierd foarte ușor, într-adevăr. Bagi mașina, te trezești numai cu unul, cred că se împerechează acolo, se face unul mai mare, nu știu. Perfect. Ce bine ai. Îmi pare rău, 5 minute, așa veți vedea. Nu mi-am, nu. Trecem mai departe. Da, acum am... A, mai am și din astea. Da, acest... 4 perechi, 3 lei. Nu, 2 perechi, 3 lei. Deci a... Mi-am mai luat și tot așa au dispărut. Așa că am mai luat. Mai departe, mai am și așa. Astea mi s-au părut tare frumoși, așa cum arată. Acestea au fost 8 lei, deci 4 lei perechea lui. Dar, da, mai așa. Da, așa e cum am bikini. Dar, da, vreau să vă zic că au fost 6 lei 2 perechi. Nu mi-arăt acum chiloții, dar na, asta e. Sunt noi. Însă, bumbac. Și asta e foarte, foarte ok. Am aici pe gri și pe bleu. Da, mai am o variantă așa brazilieni. Aceștia cât au fost? 8,50 lei bucata. Sunt așa foarte frumoși. Cu danteluță. Mai am o variantă, stați că s-au prins pe aici. Dar aceasta scrie pe aici below. Tot așa cu... Nu știu și pe aia scria. Ba, și pe aia scria. N-am văzut eu. Exact ca ceilalți. Mai am... Și așa kilos de babe, cum le zic eu. Așa. Și încă un set de... Tot de kilos de babe. Kiloții de babe au fost... V-am zis o plec, da? Și așa au fost 10 lei 2 perechi. Așa de simplu. Foarte puține am luat acum. A, le-am luat și la Dorin niște o pereche de... Un, da, nu pereche, erau trei, un set de șosete, șosetele. Și da. I-am început să le poarte. Nu mai pot să vi le arăt, așa că doar vă zic. Nu mai știu exact cât a fost ale lui, chiar nu mai știu. Dar bine, dragilor, cam atât a fost. V-am zis de ce m-am dus pentru acele... prosoape. Și da, două. Aș fi luat mai multe, dar nu mai erau mări mari așa, erau din acele mai micuțe. Nu erau 70x140, numai astea două mai fost și mai era unul pe albastru, dar erau tras din el așa fire și după ce și era tot 30 ca celălalt. Așa că da, totuși nu le-au defect. Îl facem noi defect în timp, dar nu le-au eu din start defect, totuși. Bine, dragilor, no, vă pup și vă îmbrățișez cu drag până data viitoare. Pa, pa!